Este un animal ce a apărut relativ recent în fauna României, face parte din familia Canidae, dar seamănă cu un raton și se numește câine. Este ruda apropiată cu lupul, câinele și vulpea, totuși trăsăturile lui sunt mai apropiate de cele ale vulpii decât de cele ale câinelui. Eu sunt Gabriel Icosa și în episodul de astăzi vorbim despre Nycteriutes procinoide sau câinele enot. Originar din Asia de Est, la noi în țară a venit din Rusia în prima jumătate a secolului 20. Acolo era crescut pentru blana sa. Este o specie de animal cu corpul scurt și îndesat, picioarele scurte și părul des și lung. Lungimea corpului este de aproximativ 60 până la 90 de centimetri, coada măsoară între 15 și 25 de centimetri și poate ajunge până la 10 kg. Este un animal crepuscular și nocturn, de aceea ziua este foarte rar văzut. Blana are o culoare între gălbui roșcat și cafeniu închis, cu spicul perilor de culoare neagră. Pe spate, pe obraj și pe picioare domină nuanțe mai închise, iar ventral cele mai deschise. Este un omnivor oportunist, totuși principala lui hrană este reprezentată de insecte rozătoare, amfibieni, păsări, pești, reptile, moluște, hoituri, dar și de fructe și semințe. Îi place foarte mult peștele pe care îl mănâncă mai mult primăvara și îl pescuiește foarte rar în perioada de reproducere. Are obiceiul să mănânce broaște râioase și, după cum știți, sunt unele specii care produc o cantitate destul de mare de otravă și enotul poate face acest lucru deoarece produce o cantitate mai mare de salivă pentru a dilua toxinele. Își adaptează dieta în funcție de sezon, prin urmare, toamna și iarna se hrănește mai ales cu rozătoare și hoituri, primăvara consumă fructe, insecte și amfibieni, iar în timpul verii mănâncă păsări, atacă în principal cuiburile, fructe, cereale și legume. Câinele enot este un animal monogam, perechile se formează de obicei în toamnă, în funcție de locație. Sezonul de împerechere la aceste animale începe în luna februarie și durează până la sfârșitul lunii aprilie. Mai mulți masculi se vor lupta pentru femelă dacă chiar vor să formeze o familie cu acea femelă, dar nu își vor produce răni foarte grave. O femelă poate intra în estru odată la 20-24 de zile, chiar și atunci când este gravidă. De obicei, estrul durează de la câteva ore până la 6 zile, timp în care femeia se poate împerechea de până la 5 ori cu un mascul. Iar copulația durează 6-9 minute și are loc de obicei în timpul nopții sau în zori. Perioada de gestație durează între 60 și 70 de zile, de obicei puii sunt născuți în aprilie-mai, nasc în medie 6-8 pui, la naștere puii cântăresc 60-110 grame și sunt orbi. Ochii lor se deschid după 90 zile, iar dinții încep să crească după 14-16 zile. Alăptarea durează 40-60 de zile, deși puii încep să consume alimente aduse la vizuină încă de la vârsta de 3-4 săptămâni. Masculii au un rol foarte important în creșterea puiilor și participă activ la îngrijirea lor. Puii își părăsesc părinții la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, când deja seamănă cu adulții și încep să își caute perechi. Maturitatea sexuală este atinsă la 8-10 luni, însă longevitatea lor nu este bine cunoscută, sunt însă unele relatări că trăiesc 6-7 ani în natură și 11 ani în captivitate. Câinele enot este singurul animal din familia Canidae, cunoscut și pentru faptul că hibernează. Din păcate, multe animale nu supraviețuiesc în timpul acestui proces. Activitățile lor de zi cu zi cresc în cursul lunii februarie, atunci când femelele devin receptive, dar și când hrana este mai disponibilă. În afară de om, enotul mai este vânat de lupi, care de altfel sunt și prădătorii lor naturali, datorită
competiției pentru hrană și vulpea ucide puii de enot, dar se cunosc cazuri în care adulții de enot au fost uciși de vulpi. Câinele enot poate fi purtător a 32 de specii diferite de viermi paraziți, purici și căpușe. Oamenii l-au vânat și îl vânează pentru blana lui folositoare în industria textilă pentru fabricarea unor articole de îmbrăcăminte. Dacă ți-a plăcut acest episod în care am vorbit despre câinele enot, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi. Abonează-te, o poți face chiar aici, dacă nu ești abonat la acest canal, în care descoperim minunata lume a animalelor împreună. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură. Pa!